Picioarele ne ajută să fim liberi, să ne deplasăm, să alergăm, să dansăm, să pășim cu încredere. De aceea trebuie să ne protejăm sănătatea picioarelor. Presiunea și șocurile la care sunt supuse picioarele în fiecare zi pot avea consecințe asupra sănătății acestora. Picioarele noastre sunt la fel de importante ca orice altă parte a corpului nostru. Pentru a putea zâmbi în fiecare zi, trebuie să le acordăm o mare atenție. Picioarele trebuie spălate regulat, inclusiv între degete, cu multă apă și săpun. Ulterior, trebuie uscate cu grijă pentru a evita apariția mirosului neplăcut și a unor infecții fungice. De asemenea, pentru a evita apariția zonelor cu piele uscată și crăpată, este necesară o hidratare corespunzătoare. Unghiile trebuie tăiate drept și nu prea scurte. Încălțămintea trebuie să fie confortabilă, potrivită ca mărime, astfel încât să nu afecteze oasele și să nu cauzeze leziuni. Pentru problemele legate de sănătatea picioarelor, podiatrul este profesionistul îngrijirea piciorului care vă poate ajuta. Dureri la nivelul piciorului, probleme de biomecanică a piciorului, vezicule, monturi, calozități, bătături, micoze, unghii încarnate, piciorul atletului, piciorul diabetic, sunt câteva dintre problemele de sănătate care pot fi prevenite și tratate de către un podiatru. În cazul persoanelor cu diabet zaharat, riscul apariției unor complicații în zona picioarelor este ridicat, prin urmare este nevoie de o atenție și mai sporită pentru protejarea sănătății picioarelor. Picioarele trebuie verificate zilnic pentru a observa apariția unor eventuale leziuni. Igiena picioarelor și îngrijirea leziunilor trebuie făcute cu rigurozitate. În cazul unor unghii cu aspect modificat, a unor răni care se vindecă cu greutate sau a oricăror modificări observate la nivelul membrelor inferioare, trebuie consultat un specialist în îngrijirea picioarelor. De altfel, esențială este și examinarea periodică a picioarelor de către medicul diabetolog în timpul controalelor de rutină. Ai grijă de sănătatea picioarelor pentru a putea păși cu încredere!